Șeful statului a și glumit la întâlnirea sa cu tinerii români care locuiesc în străinătate. O profesoară l-a complimentat pe Traian Băsescu, spunându-i președintelui că arată ca la 20 de ani. Iar replica liderului nu s-a lăsat deloc așteptată. Traian Băsescu a glumit și a rugat presa să înregistreze această declarație ca să poată apoi să-i arate și soției sale, Maria Băsescu. Șeful statului a primit complimente din partea profesoarelor care i-au însoțit pe cei mici în vacanța oferită de autoritățile de la București copiilor de naționalitate română din Ucraina, Republica Moldova sau Kazahstan. Că sunteți tânăr și că arătați exact la 20 de ani e lucru inevitabil. Rog presa să înregistreze această afirmație și să o dea măcar soției mele. Șeful statului a stat de vorbă și cu cei mici. Părinte, lucrează aici? Aici s-a născut, aici. Bine facem, bă! Bine facem, domnul președinte. E în vacanță. Tu ești în vacanță, a? A urmat apoi o sesiune de fotografii și autografe. Șeful statului e la rândul său în vacanță pe litoral alături de familie. Galant, președintele Băsescu i-a oferit primei doamne un imens buchet de trandafiri. Le-au fost alături mezina familiei, Elena Băsescu, ginerele, dar și fratele președintelui cu soția. Parisul, Londra și New Yorkul nu mai sunt la modă, acum Mamaia le întrece pe toate. Un festival de modă trans.